Eugen Pârvulescu a venit astăzi la Târgu Jiu pentru a fi audiat de o comisie formată la nivelul clubului. Aceasta anchetează presupusul blat care l-a suspendat pe Pârvulescu din funcția de președinte. Astăzi s-a mai acordat un termen pentru audieri. Pârvulescu a fost însă limitat în declarații. O cercetare internă a clubului, o cercetare disciplinară. Am cerut un nou termen, restul detaliilor data viitoare când vine. Când e următorul termen? De comun acord o să stabilim. Ce vi s-a spus? Nu, altceva nu vreau să discut. Mă întrebați-mă de orice, cum mă simt, cum sunt acasă, ce fac la media și în rest nu vă răspund la niciun întrebare. Ancheta e legată de eventualul plat? Nu, alte întrebări. Pârvulescu a venit însoțit de avocat. Aceasta susține că până nu va afla ce conține dosarul de acuzare, nu poate face nicio declarație. Orice persoană care participă la o cercetare disciplinară poate și are dreptul să fie asistat de un avocat. Noi asta am făcut. Am fost convocați, am venit să vedem despre ce este vorba. Urmează să răspundem la niște acuzații, presupuse acuzații. Nu s-a dovedit nici măcar una singură dintre ele. Este dreptul nostru să ne informăm și să știm exact care sunt acuzațiile și până când nu aflăm exact tot dosarul și ce anume ni se impută, tocmai de aceea s-a stabilit reprogramarea. În afară de presupusul blat, cum ar fi și așa acuzații? Nu putem să vă confirmăm absolut nimic. Până nu vedem ce se întâmplă, suntem rezervați a da declarații. Și nu v-au prezentat nicio dovadă în niciun sens? Absolut nimic. Tocmai de asta e sensul reconvocării, pentru a vedea despre ce e vorba. Iar când se va lămuri situația Pandurii, s-ar putea alege cu doi președinți, Eugen Pârvulescu și Narcis Răduc. Primul este suspendat până la sfârșitul lunii iulie, cu un contract pe o perioadă nedeterminată, iar Răducan a semnat recent un contract valabil pe 2 ani. Mă întorc cu mare drag la Târgu Jiu. Un contract pe 2 ani. Cine? Actualul președinte. Eu am un contract pe o perioadă nedeterminată. Și atunci, cum spunea colega mea, este posibil să fie doi președinți? E posibil, nu știu. Eu știu că pe data de 29 se încheie suspendarea, probabil pe 30 o să vină Târgu Jiu. Nu vă veți da demisia? Nu, cu siguranță nu, pentru că nu am de ce. Cineva cu acționarea nu a vorbit? Nu. Îmi pare rău că chiar vreau să discut cu dâns și poate reușesc, rămân până mâine la Târgu Jiu și poate reușesc. Iar comisia a fost formată din Dorin Iana, Daniel Drăgoi și Vasile Bobei, oameni care fac parte din club, însă conform specialiștilor nu au nicio legătură cu fotbalul. Dovezile pe care clubul le are împotriva lui Pârvulescu sunt titluri de presă. Pandurii au intrat și în vizorul Federației Române de Fotbal după ce acționarii clubului Gorjan au decis să-l suspende pe președintele Eugen Pârvulescu din cauza unor suspiciuni de blat care planau asupra formației gorjene. Conform unei decizii a adunării generale a acționarilor, Pârvulescu este suspendat până la finalul lunii iulie. Pârvulescu a ocupat funcția de director sportiv la Universitatea Cluj și s-a întâlnit cu jucătorii cu o zi înainte de meciul cu Pandurii, iar acestea sunt motivele care l-ar incrimina.